Poate va fi un daily vlog, nu știu exact ce va fi, ori un fel de semi-vlog săptămânal. Așadar, astăzi este data de 11, miercuri, și astăzi sărbătoresc cu Sabin 9 ani de când suntem împreună și mâine, data de 12, facem 4 ani de când suntem căsătoriți. Așadar, astăzi am zis că noi sărbătorim oricum mai mult data de 11 și în momentul în care am vrut să ne facem nunta, 11 pica vinerea, nu e cu luna anime la biserică, așa că am ales să facem sâmbătă, data de 12, dar așa voiam cumva să rămână aceeași dată, adică nu să tot ținem minte, nu știu, 3 octombrie și 11 mai sau alte chestii, așa că am zis că să fie acolo, în aceeași lună măcar. Și astăzi am făcut o rezervare la Nevis, acolo la Nevis, la spa, la masaj, și avem ceva pachet, strălucirea orhidei, parcă se numește, timp de o oră jumătate sau ceva de genul, parcă am ales ceva cu masaj facial, cred că vreo 20 de minute sau 30 de minute, și încă 50 de minute cu masaj de relaxare sau nu știu ce tip de masaj cu diverse tipuri de ulei. Așadar, sincer, de-abia aștept și poate după aia stăm un pic și acolo la jacuzzi sau undeva, vedem la piscină sau poate la saună, vedem ce se întâmplă, după care am zis că poate mergem să mâncăm. Îmi duc cu mine și ceva make-up pentru că o să mă întind aia acolo să-mi fac masaj facial și după aia trebuie să-mi rectific mutra, nu mă pot duce cu mutra asta, la restaurant, așadar m-am așezat aici în scaun, stau un pic mai liniștită, mai relaxată. Așadar trebuie să-mi pun și produse de make-up, nu o să mă machez acum că mă duc la spa, vă dați seama, dar trebuie să mă epilez, trebuie să-mi pun bagajul, trebuie să-mi pun o trusă cu ceva make-up, măcar un anticearcă, un fond de ten, un rimel, ceva ruj sau ceva să am acolo să nu mă duc chiar ca și o moartă. Poate o pereche de cercei și niște haine, ceva mai de Doamne ajută. Așadar, trebuie să mă duc imediat să pun bagajul, să vreau cu mine, pentru că trebuie să pun și la Sabin bagajul, pentru că el este la lucru și cred că o să ne vedem direct acolo. Așadar, da, o să mă apuc să fac treaba asta. Am o față astăzi, deci ceva de vis. M-am trezit la ora 5, că la 5 jumătate am avut o clientă la make-up, o prietenă de-a mea care e învățătoare și își făcea pozele astea de clasa 4-a sau ceva de genul, și atunci trebuia să machez cât mai repede pentru că la ora 7 trebuia să plece de acasă. Așa că am luat-o și de-abia m-am trezit dimineața, adică nu știu, încă sunt așa adormită, sper să... Am zis-o că poate mai reușesc să mai bag un somn până la 5, că cum ai cred că ora 1 sau ceva de genul. Așa că da, după ce am machiat-o pe ea, am avut în particular o fată, pentru că am început un curs nou de make-up. Și apoi m-am pus doar să mănânc, am mai strâns de pe aici chestia, mai băgat niște vase la spălat. Așa că da, cam asta am făcut astăzi. O să mă duc acum sus să-mi pun bagajul și voiam să vă arăt și ce flori faine mi-a luat Sabine, să vi le arăt eu, pentru că sunt faine. Deci am o mizerie pe cameră, pe aparat de fapt, și am crezut că e pe bluză. Super! Hai să vi le arăt. Stați să scot aici pita din peisaj, acum am terminat de mâncat. Mi-a luat buchetul ăsta super, super drăguț și mi l-a luat aseară, pentru că astăzi, mă rog, era la lucru și a zis clar că n-avea când să mai meargă astăzi să mai cumpere și flori, pentru că are ceva ședințe exact de la ora 3 sau 4, ceva de genul, așa că sper totuși, sper să ajungă la masaj la ora la care suntem programați. Așadar, hai să mergem sus și să mă apuc să-mi pun eu bagajul pentru mers la spa. V-am așezat aici, am uit în pod, mă să îmi prind și eu părul și să caut geanta aia în care ne puneam noi lucrurile de obicei, pentru că trebuie să pun și prosoape, capote sau capoturi, capote. Așadar, mă duc în spate să caut cutia asta, nu cutia, geanta aia în care ne ducem noi chestiile. Cred că am două, una mai mare și una mai mică. Trebuie să pun două, că altfel nu o să ne iei în cap, acum nu o să mă duc cu un troller, mă dați seama. Așadar, trebuie să bag și prosoapele, costumele de baie, hainele de schimb, capotul și a meu și a lui, ceva pantaloni să-i pun lui pentru intrat acolo la spa, și mie trebuie să-mi pun un costum de baie, deci da. Hai că am găsit și gențile, de domne, geanta asta, cu asta m-am dus la sală, când făceam eu sală
așa la sălile alea fizice de sport, de cum fac eu sport, dar fac acasă. Cu asta, cu geanta asta mereu, cred că de la Avon am cumpărat-o. Și mai avem noi o geantă din asta un pic mai mare. O să încerc eu să lenghez tot aici, dar tare cred eu că n-avem nicio șansă. Și în primul rând o să pun capotul meu, ăsta roz. Cred că l-ați mai văzut voi cu siguranță. L-am, cred că din Lotus, din Carrefour, l-am luat acum vreo mult timp oricum. Și hai să le iau și pe lui Sabine. Ăsta e și a lui, cred că i l-am cumpărat de la Lidl sau nici nu mai știu, sau din Carrefour. Așa țin minte că parcă eu le-am cumpărat de Crăciun sau ceva de genul. Hai să le băgăm și pe astea aici. Bun, mai trebuie să iau două prosoape. Să le iau pe astea două, că ceva mai deschise măcar la culoare și dacă le mai mutări sau ceva, n-am nimica. Ok, să-i pun și lui o pereche de pantaloni. Îi pun și lui genul ăsta de pantaloni. Ăsta așa de astea de, cred că nu știu de unde e și ăla, de Decathlon, cred că. Și hai să-mi pun și eu un costum de baie. Părată că încă nu mi-a venit comanda de pe Shane. Și nu prea știu ce să iau pe mine, habar n-am. Vreau să mi-l iau pe ăsta cu animal print, care nu știu sincer dacă mi-e mai bun, adică cred că mi-e larg. Și am ori kilotul ăsta, care e gen cu talie înaltă, un fel de semi-brazilian. Sau am și ăia tanga, dar în aia nu mă prea simt eu super în regulă, că v-am spus că am probleme cu anumiți chiloți. Cam așa impresia aia, că parcă mi se văd toate și nu numai că am impresia, chiar se văd toate. Așadar, nu știu, mai avem eu un costum de baie, adică un sutien mai degrabă, din ăla simplu negru. Și avea ceva, de fapt, ceva printuri colorate, asta să-l caut. Mai am aici două variante, astăzi că le-am găsit, o să le probez eu mai imediat să văd. Odată e ăsta pe care l-am luat de pe Shane, cred că-l știți. Că dacă ați urmărit vlogul ăla în care am făcut unboxing-ul de la Shane, cu siguranță știți, numai că ăsta, nu știu sincer dacă e o variantă bună în momentul în care mergi la masaj, pentru că are o grămadă de șnururi și porcării și nu știu dacă o să fie util, adică tot o să trebuiască să mă leg și să mă dezleg. La fel și kilotul, e destul de dubios. Bine, nu zic că e fain costumul ăsta, dar mai mult de poze. Și îmi pare rău că nu mi-a venit comanda, pentru că mi-am pus o nouă comandă cu două costume de baie destul de faine, zic eu. Da, și asta am zis eu că să-l iau, dar bine, dacă stau să mă gândesc că e cam tătuna, pentru că și ăsta trebuie legat exact ca celălalt, dar măcar, nu știu, ăsta parcă e mai comod, că n-are cupe, n-are nimic ca și celălalt are și probabil dacă stau pe burtă să fie mai nașpa la masaj. Dar nu știu, ori îmi iau ăsta, că așa parcă, de-aia țin minte când m-am dus cu mami ultima dată la masaj, cred că de 8 martie, nu știu ce a fost atunci, așa am mers cu kilotul ăsta simplu, negru și cu ăsta, bine, nu-s din același set, dar merg fain împreună pentru că ăsta e așa cu flori, pentru că ăsta e așa cu ceva culori, doamne, stați să-l pun să stea un pic, așa, mi-a picat țâța, așa ceva, așa, cred că-l vedeți voi acum. Și nu-ți dai seama că nu-i din același set, deci cred că cu ăsta o să merg, ori cu ăla roșu o să văd. Pentru că ăsta cu animal print mă enervează că are cupele astea, deci super, super rigide și sârma asta aici, deci urăsc. Când mă duc și stau așa pe burtă, indiferent că stau la plajă sau la masaj sau oriunde, urăsc să intre sârmele alea peste tot. Așadar, cred că una din alea două o să le iau. Și mai aveam costumul ăsta de baie, care a fost el drăguțel așa prin septembrie, cred că l-am luat, dar s-o cam făcut nașpa, nu știu dacă îl vedeți, că nu mai e alb, ăsta e alb după interior, ăsta s-a făcut un fel de pișu, un fel de așa, crem cumva, cred că din cauza clorului din apă, așadar nu cred că e o variantă genială să vă luați costume de baie albe, așa că da, cred că astea două și papuci mai trebuie să pun cu noi. Mai îmi pun eu papuci ăștia, nu vă imaginați ceva wow. Bine, toată lumea zice că-s fain, dar super, super incomod și enervant. Și în momentul în care ai ulei pe picioare sau ceva, deci chiar nu-ți dorești papuci ăștia sub nicio formă, numai chiar n-am alții, mă dă care chiar îți nașpa. Așa că o să iau pe ăștia și mă duc să îi pun și la Sabin o pereche de papuci. Și cred că cam atât. Apoi o să mă hotărăsc eu cu ce mă îmbrac. Și eventual, ia, hai să mergem jos și să pun și niște produse din astea de make-up, să vedem ce pot să duc cu mine, eventual un burețel sau ceva, ca să reușesc acolo un pic să mă machez, să n-arăt ca o mumie. Da, hai că am revenit aici la make-up, mi-am adus aici o trusă din asta în care să bag chestii, mă un pic să fac un pic de ordine aici, că
După ce a plecat cursanta mea, n-am mai adunat. Așa că un pic să fac ordine ca să vedeți ce bag aici. Îmi pregătesc trusa asta și îmi pun în primul rând o cordeluță și o să mai îmi pun niște gume de păr sau ceva ca să nu intre părul acolo în timp ce mă masează. Îmi mai pun aici un burete din ăsta de make-up pentru că probabil o să îmi aplic eu ceva, ori fond de ten, ori ceva văd eu. O să îmi pun eu și un fond de ten sau ceva cu mine, nici nu știu ce sărăcie să pun. Ia să vedem... Nu le-aș pune pe ăsta de la Dose of Colors, că poate mi se sparge. Cred că o să le duc pe astea două de la NYX, că de obicei pe astea mi le aplic eu pe față de fiecare dată. Îmi pun concealerul ăsta de la Maybelline Fit Me, așa să am ceva acolo. Și mai, nici nu știu, îmi pun o pudră, cred că i-am pun o pensulă din asta. Și îmi pun o pudră cu mine, acum capacul e cam nasol, cam amestecat fond de ten pe el, dar e pudra asta de la Rimmel Stay Matte, e super, super faină, așa că o iau pe asta cu mine și cred că mai îmi pun curbatorul ăsta de gene pe care l-am eu de fiecare dată, rimelul pe care l-am de la Catrice Glam & Doll, pe ăsta l-am acum, l-am cumpărat de ceva timp, probabil că l-ați văzut voi deja și cred că cam atât, nu știu, mai îmi pun un creion de buze. O să mai pun creionul ăsta de la NYX, nuanța medium brown, că pe ăsta îl folosesc de obicei și o să mai iau și rujul ăsta de la Maybelline, nuanța 05 Loyalist. Și îl pun și pe el aici și cred că cam atât, nu cred că mai iau, poate un iluminator, ia, hai să-l iau eu și pe ăsta, un iluminator de la Inglot. Ăsta e nuanța soft... Nu, e varianta Inglot Soft Sparkler, nuanța 54, e destul de drăguț, e așa un roze cumva, șampanie, super drăguț și cred că cam asta va fi, mai îmi pun o pensulă din asta de pudră și gata. Așadar, cam asta va fi, nu o să mă stresez foarte tare, dar măcar, a, și o perie de păr, musai să mai pun aici și niște elastice, după cum am zis. Mai îmi pun aici două elastice de păr, peria. Și am clama asta de păr, ca să fie aici. Mi-am pus și cordeluța, parcă, da. Și cam atât. Cred că niște șervețele umede să mai bag, așa că măcar să nu se tot agite. Mi le-am cumpărat pe astea albastre și alea roz de la Lidl și chiar și astea albastre drăguțe. Așa că asta va fi gentuța mea, nu cred că mai pun nimica. Așa că da. Mă pregătesc, a, un primer de față să mai îmi pun. Că îl pun pe, îl pun pe ăsta de la... Pe care să-l pun, ia să vedem. Hai că-l pun pe ăsta de la Atelier Paris, că măcar e pentru ten mixt și o să-mi țin numai ok fondul de ten. Și gata, asta e și gentuța mea. Așadar am terminat și eu cu gentuța. Mă duc și eu să mai strâng de acolo niște lucruri de prin bucătărie, că au rămas acolo niște vase, trebuie să le pun la loc. Și ne auzim probabil în momentul în care mergem la Nevis. Gata și bagajul. Mai bag aici câteva chestii. Că din nou o întârziere totală. Deci cred că de fiecare dată când mă duc eu undeva, spun întârziere. Mi-am mai pus aici o pereche de cercei, dacă mergem apoi la restaurant. Și tableta asta, Kindle. Și gata, sper că am luat tot. Așadar aici îs, mi-am luat o cămașă pe mine, mi-am luat costumul de baie pe dedesubt, ca să fie mai ușor și mi-am luat de schimb apoi sutien, chiloți și haine și cred că o să mă încalț cu ăștia. Așa că hai că ne revedem de acolo, că sunt un pic cam extra pe fugă. Yeah.
acum am ieșit de la masaj, deci a fost divin, divin, pur și simplu super, super fain. Acum vorbesc aici mai încet, că sunt un fel de sală de relaxare, ceva de genul. Și am intrat un pic la saună, dar mor, e prea cald, sunt vreo 27-28 de grade și afară, așa că nu pot să stau în saună. Și acum le știu pe Sabin, că a intrat el un pic. Și apoi putem merge până la piscină sau până la jacuzzi, ca un fel de jacuzzi aici jos. Așa că, da. Uitați cine e aici, morții de foame, au rămas afară, acum am ajuns acasă de la Martis. Deci ce vă ziceam, că a venit curierul din nou și mi-a aruncat coletul în fața ușii, care nu eram acasă. Îl vedeți acolo și pe Bubel, care acum face preinfarct dacă nu-i dau să mănânce. Am fost la niște cumpărături, vi le arăt imediat, după care cred că o să mă pun și o să filmez un unboxing Shane. Așa că hai să pun pisicilor să mănânce prima dată. Astăzi este joi, apropo. Ia, hai să vedem care moare aici de foame. Leo! Mira! Am fost pe la Lidl pentru că astăzi e joi, v-am zis, și ne-a chemat un prieten la el la grătar, așa că am cumpărat niște chestii. Am luat în primul rând niște ciuperci din astea pentru că mie îmi plac foarte mult ciupercile pe grătar și oricum i-au cumpărat mici, prostii din astea și eu nu prea mănânc, știți că eu nu prea sunt fan grătare. Am luat o pâine a campionilor pe care am aruncat-o aici, că nu mai avut un. Roșiile astea, deci Iisuse Hristoase, sunt atât de bune de la Lidl. Într-adevăr sunt mai scumpe, dar chiar sunt bune în salată, sunt așa dulci. Eu sper că nu s-o sparte iaurturile astea. Am mai luat iarăși niște iaurturi din astea cu fructe, că știți că suntem fan și chiar am citit pe ele și chiar sunt ok, adică gen nu conțin foarte multe prostii. Am luat din nou unul din asta cu fructe de pădure, copșuni, piersică și fructul pasiunii și cu cireșe și am mai luat, cred că vreo 2 iaurturi din astea grecești pentru mine. Am luat niște mini mozzarella pentru că am zis că în momentul în care o să băgăm ciupercile astea pe grătar să punem mozzarella în mijlocul lor în momentul în care le întoarcem invers pe grătar cu fața în sus. Apoi am luat din nou biscuiții ăștia, nu știu dacă vi-am arătat, am mai cumpărat, adică Sabine a cumpărat o variantă trio cu ceva bucăți de ciocolată și erau și ei așa pe dedesubt în ciocolată, deci arătau genial și super, super buni. Așa că am luat de data asta, dar am zis că hai să iau din ăștia cu cremă de alune, că data trecută am mai luat mai de mult de fapt din ăștia și mi-a plăcut foarte mult. Mi-am recumpărat cerealele acestea crunchy pentru că am obsesie cu ele. O pastă de dinți, că nu prea mai avem și era la promoție la Lidl și am luat. Niște mănuși mi-am cumpărat pentru că iară nu mai am mănuși, mi s-au rupt astea, nu știu ce am tot făcut cu ele, le-am lăsat pe chiuvetă sau pe vană și s-au făcut nașpa, efectiv ori crăpat, așa că bine, oricum le aveam de foarte mult timp. Și cred că am mai luat 2 chestii din ce mi-aduc eu minte, am mai luat un jambon, că și ăsta era tot așa cu promoție și cred că am mai luat unul la începutul săptămânii. Eu am roșu pe mână, nu vă speriați că nu mai merge, trebuie să mă duc să mă spăl cu ceva, să mă frec ca lumea.
Și am mai luat niște piept de pui tot pentru grătarele la care mergem acum seara, pentru că eu nu mănânc decât piept de pui și ciupești la grătar sau legume. Așa că da, cam astea sunt cumpărăturile, mă pun și o să le așez, mă pun să-mi fac o lipie cu omletă, ceva, nu știu, că mor de foame, cu avocado poate. Așa că le pun la loc și revin aici la voi să vă arăt eventual ce gătesc. Hai să vă arăt repede și prânzul meu. Deci mi-am uns lipia numai așa roată, ca să vă dați seama cât de puturoasă. Mi-am făcut o omletă din două ouă, sare, piper și am pus deasupra un avocado cu niște sare și niște boia deasupra. Și asta va fi prânzul meu, așa că m-am pus să mănânc pentru că mor de foame. E așa de cald afară, deci cred că nu știu, 30 de grade sau nu știu, deci efectiv te arde în ultimul hal. Când vine să mă duc afară să fac plajă, sincer, poate chiar asta o să se întâmple, pentru că astăzi teoretic nu mai am nimic de făcut până când mergem la grătare. Așadar, poate mănânc și mă duc afară, poate citesc sau ceva să mă mai relaxez un pic, că v-am zis că super obosită. Știți că ieri v-am povestit că am fost la masaj, e bine, am ajuns acasă pe la ora 10 seara, ceva de genul. Am fost la Martis, deci n-am mai filmat cu aparatul, că l-am lăsat în mașină, am filmat așa niște cadre să vă inserez eu aici, deci am mâncat o chestie. Ceva dip cu bacon și spanac, deci Iisuse Hristoasele, un fel de antreu, un fel de aperitiv pe care ți-l aduce de obicei înainte să-ți comanzi tu mâncarea aia extra wow, adică gen felul principal. Și a fost super bună și țin minte că acum câteva luni bune, știu că am mers cu Bia, chiar cred că prima dată când am mers noi la Martis, cred că am făcut vlog eu de acolo acum câteva luni, am mâncat unul asemănător, doar că cu gorgonzola și atunci ți-a aducea așa într-o tigaie, era ca și un fel de hummus, adică așa arăta, era un fel de sos și ți-a aducea felii din alea de lipie sau ceva pâine din asta de casă și îți băgai în sosul ăla și mâncai. Și acum am văzut că au făcut așa tip bol, adică au făcut un fel de bol din pâine și îți umple ăla așa și îl mănânci, deci e genial când îl tai așa și curge ăla exact ca la lava cake, deci e ceva de vis. Și apoi eu mi-am comandat un șnițel cu parmezan, pentru că voiam neapărat să încerc, ne-am tot văzut pe Instagram și nu mai știu, la foarte multe persoane am tot văzut așa, că tot și-o comandat ceva cartofi prăjiți cu sos de brânză și jalapeno. Și tot am zis că neapărat vreau să iau pe aia, inițial voiam să iau ceva orez cu nu știu ce, dar până la urmă am zis că hai că-mi iau cartofii aia și atunci nu aveam cu ce să iau decât cu ceva tot în stilul ăsta, adică ceva prăjit, că prima dată am zis că mi-aș fi luat ceva orez din ăla cu pui tip curry sau butter chicken sau ceva de genul. Dar după aia am văzut cartofii și am zis, no, hai că-i comand pe aia și mi-a luat un șnițel și Sabin și-a luat niște aripioare și a zis că, deci, de 10 ori sunt mai bune decât alea de la KFC, a zis că sunt efectiv geniale. Și și-a mai luat, cred că, cartofi wedges cu ceva sos și desert n-am mai reușit să mâncăm, deci, efectiv, cred că dacă îl mâncam, cred că dădeam pe afară sau oricum îmi era super rău. Adică, gen, dacă mai mâncam și chestia asta, nu mă bucuram deloc de desert, adică îl băgam în mine așa numai să-i fac un check, adică, gen, că am mâncat și desert, dar nu m-aș fi bucurat de el și numai așa să-l bag în mine, însă nu. Așadar, cam atât a fost ieri, ne-am simțit super, super bine la masaj, doar că, mă rog, n-a durat foarte, foarte mult toată experiența, ca să zic așa, și încă sunt un pic obosită, pentru că și astăzi am avut curs de dimineață, acum e ora 2, am mers până în oraș la niște cumpărături, am mai trecut pe la mami că trebuia să îi duc ceva la tati și am mers pe la mami să duc ceva la tati, da, am fost pe la mei, de fapt, nu la mami și... Acum am ajuns acasă, ați văzut că a venit coletul ăla de la Shein, deci abia aștept să-l deschid, pentru că mi-am cumpărat niște costume de baie, deci Doamne ajută să fie bune, că fac o criză dacă nu-s bune. Așadar, mă pun și eu să mănânc prânzul copios, după care poate mă duc afară, de fapt nu mă duc afară, stați că mă duc să fac unboxing cu Shein, filmez și apoi mă duc afară, poate și citesc sau ceva, văd cât o să fie ceasul, pentru că pe la 5 și ceva, 6 când vine Sabine acasă, ne îmbrăcăm și mergem la prietenul ăsta nostru la grătar, o să fim mai mulți prieteni, așadar ne auzim probabil mai încolo. Hello, dragii mei, astăzi este luni, așa că nu voi începe neapărat un nou vlog, pentru că cred că o să-l continui pe cel pe care l-am început săptămâna trecută. Iarăși am fost la niște cumpărături, am luat la Sabine un colet de la poștă, care cred că de pe AliExpress. Și hai să arăt repede ce mi-am cumpărat, pentru că mor de foame și vreau să mă pun să mănânc ceva, că efectiv, deci văd stele verzi deja. Ia, hai să... să ducem aici și plasa. La magazin aici lângă mine și am găsit porcările astea, deci de-abia aștept să le mănânc, nu știu dacă astăzi, dar oricum o să le mănânc. Am luat o pâine,
Niște roșii din astea sherry, pentru că mi poftă pe ele, dar sper din suflet să aibă vreun gust, că așa de arătat arată bine, dar nu știu dacă o să fie și de ceva treabă. Am luat un ovăz pentru că nu prea mai am și am zis că să cumpăr unul din ăsta de la Lidl. Niște ciupercuțe am mai luat ca să fac o supă cremă de ciuperci, cred că pe mâine sau pe poimine. Niște șervețele, pentru că v-am spus că eu în momentul în care am cliente câte un șervețel pe zi, deci câte un pachet de șervețele pe zi. Cred că mi-am luat eu vreo două iaurțele din astea grecești, un, nu știu nici celălalt, cred că aici lui. Deci două iaurturi din astea Pilos și mai am cred că unul frigider. Am luat niște banane, cred că le vedeți voi aici, nu trebuie să le mai scot. Așa, patru banane destul de verzi, sper să se coacă. Un ardei, capia, pentru că vreau să fac acum o tocăniță din aia cu antricot și pireu, pentru că n-am mâncat de mult timp ceva așa cald. Niște cereale am luat din astea vite, sau cum se numesc, vite, cu vișine și, sau cireșe și îmi place, nu, cu cireșe. Dar îmi place că au bucățele din astea de ceva cu iaurt, ceva cereale îmbrăcate în iaurt și super bune la gust. Niște avocado, că iară nu mai avem deloc, deci le-am mâncat pe toate. Niște pește, pe care cred că totuși o să-l fac mâine. Și mai am aici un lapte de ovăz, deja îl cunoașteți, nu știu cum să-l țin să ne încadrăm aici în peisaj. Un lapte, i-am mai luat la Sabin din ăsta pentru cafea, că e o expirată la pe care l-avea, că dacă eu nu beau atunci se mâncă destul de greu. Niște lămâi din astea bio, le-am luat la mami, trebuie să-i le dau. Și mi-am mai luat eu o cremă de brânză, deci crema asta de brânză e ceva de vis. Deci pur și simplu așa de bună îi, mie mi-o place maxim. Așa că am mai luat-o încă o dată, că mi s-a terminat cea pe care o aveam acasă. Așa că nu știu ce, mă pun acum să pregătesc carnea pentru antricot, după care cred că mă pun să mănânc ceva că-s leșina, deci pur și simplu simt că mi se lipește stomacul de spate. Deci mi-e atâta de foame, deci ceva teribil. Am zis că vreau să termin cu astea. Nu știu, așa foarte foame. Mie bine, am mâncat dimineață până la 7 fără. Acum e ora 2, așa că vă dați seama că sunt leșinată deja. Mi-am pregătit aici o tigaie. Pun aici ceapa odată. Și hai să tăiem și din ardeiul ăsta. Cred că așa jumătate. Am pus ceapa și ardeiul acolo la călit și ce o să fac acum e să mă apuc să tai bucățile astea de antricot. Vă arăt aici că am pus ceapa și ardeiul la călit și supărată că mi s-o ars un bec din ăsta de la hotă, nu știu dacă vedeți voi că ăsta merge și ăsta nu. Și am uitat să îi zic la Sabin să cumpere altul și zici că schioară, deci efectiv zici că nu văd aici în tigaie. Am aici și pătrunjel și leuștea, mi-am adus de la mami. Că are grădină, are solar, așa că întotdeauna îmi aduc de la ea. Doamne, ce așa bine miroase, nici nu știu ce să mănânc, așa mi-e de foame. Cred că îmi fac chiar o salată cu ceva, ca să meargă repede, cu o pâine unsă cu ceva. Hai că am pus și un pic de apă și acum am lăsat aici la fiert, am pus niște boia și mă pun să fac o salată. Mai am aici câteva roșii din astea de la Lidl, cumpărate data trecută. Și ce mi-am mai luat acum, așa că să fac repede o salată cu telemea sau cu ceva, deci efectiv leșind de foame, nu mai pot. Deci mi-o luat mami de undeva ceva răsat din asta de roșii, deci de-abia aștept, cred că de seară o să le plantez. Deci anul trecut am avut, deci atâta de bune ori fost la gust, deci chiar am zis că musai și anul ăsta să-mi pun. De cele mai multe ori parcă am încredere mai mare în roșiile astea sherry decât în astea mari. Că astea de obicei mai au câte un gust de roșie, dar astea mari, deci efectiv zici că mănânci plastic, deci oribil. Chiar nu știu ce cu roșiile astea, sincer. Mai de mult găseai, dar acum pauză. Doamne, deci mi-o lasă pe niște castraveți, atâta de moi, eu nu știu cum i-o găsit așa. Sper că mai zbuni de ceva, ia să-i curăț eu pe ăștia. Și o să-l răzui cu treaba asta aici în salată. Mai am ceva acei, dar nu știu dacă e un stadiu de viață sau de moarte.
Uite asta parcă mai... Îi dă, Doamne ajută. S-o tai. Astea le am iară de la mami din grădină. M-a întrebat ieri că nu-mi trebuie și zic nu, că mai am, cu siguranță. Păi mi-am eletat ce-s leșinache deja. Că nu știu, tot timpul mi-au mai multe și apoi nu mănânc poate chiar atunci și apoi se strică. Nu știu dacă îl vedeți pe Bubu. Deci de fiecare dată când se gătește ceva, domnul Bubeli e aici. Două crăsumule. Simte și el miros din asta de carne, cum iese de la hotă. Și aci moare. Face avort. Deși mai înainte le-am dat să mănânce, că de câte ori intru în casă, deci pe ei trebuie să-i hrănesc prima dată, că nici nu poți, deci acest zboară în ghivece, deci pur și simplu n-ai cu cine, trebuie să le dai. Hai că pun și un pic din asta. Deci telemeau asta, o ador, pur și simplu, nu știu, mai de mult eram atât de prostănacă, mi se părea mult să dau pe ea 30 de lei, și acum ai 35 și acum nu mi se mai pare mult. Deci foarte incredibil. Cred că de faza asta că s-au scumpit toate și acum ai efectiv 30 de lei, mi se pare mai nimica în comparație cu alte prețuri. Înainte erau toate 5-6 lei și asta era 30, mi se părea mult. Acum, din contră, mi se pare chiar ieftină la cât e de multă și cât e de bună. Și îmi pun așa un triunghi din ăsta, că o ador pur și simplu în salată. Și nu numai, și dacă vrei să faceți... Cred că am mai zis un alt vlog, să nu mai știu, macaroni cu brânză sau dacă mâncați așa telemea dimineața pe pâine. O să-mi pun niște ulei din ăsta de măsline de la Lidl. Ia stați să vă arăt o salată până una alta. Cam așa se prezintă situația. Cred că o să-mi pun niște ulei de măsline și niște oregano, sare și cam asta va fi. Și cred că o să mănânc cu niște pâine cu cremă din aia de brânză despre care vorbeam anterior. Cam așa arată și rezultatul final. Așa că mănânc, pentru că dacă mai stau mult cu voi o să leșin, așa că mă pun să mănânc și ne auzim apoi. Hei, dragilor, ne vedem și noi la față. Ieri am zis că mai vorbesc cu voi după ce am mâncat și efectiv, vai, deci am început să mă simt super nașpa dintr-o dată, nu știu ce s-a întâmplat. Cred că am făcut un fel de... Nu știu dacă neapărat criză de fiere, dar ceva de genul pe fond de oboseală, pentru că v-am zis că... Sâmbătă și duminica am lucrat super, super mult și acum cred că se vede pe fața mea bine. Mai am pe aici două geni lipite, deci am făcut baia seară și m-am spălat și pe păr și încă n-or picat, așa că nu o să le smulg, o să le las pice ele, așa că ignorați-le. Dar înainte să închei vlogul de, mă rog, săptămâna asta, ca să zic așa, de săptămâna trecută, vreau să facem un mic unboxing, pentru că mi-au venit două colete, un colet de la farmacia Tei și încă un colet de la Mac și voi începe cu ăsta, pentru că am comandat niște fonduri de ten și chiar am rămas surprinsă cât de repede au venit. Așadar, hai să desfacem. Ele vin așa, într-o cutie și văd că am aici ceva caiet, carnețel, nu știu ce asta, ia să vedem. A, cu comanda, avizul de expediere, drăguț, așa au pus-o și aici formularul de retur. Apoi așa se prezintă și produsele. Mi-am cumpărat, după cum am zis, un spray din ăsta de fixare mat și sper să fie ok, pentru că data trecută am tot avut varianta aia clasică și nu știu sincer dacă era tot mată sau nu mai știu exact, dar oricum pe asta am cumpărat-o acum, așa că sper să fie ok. Am mai avut eu una odată și mi-am lăsat ceva pete pe make-up, dacă dădeam foarte mult, dar sper că nu a fost asta. Este fix plus matte, adică poți să-l dai și fix îi prep and prime, adică poți să și pregătești tenul cu ajutorul lui, adică să dai câteva fusuri din astea pe față în momentul în care ai de lucru și începi să machiezi pe cineva. Deci dacă sunt un pic incoerent asta și vorbesc în reloare, vă rog să mă scuzați, dar chiar nu mă simt foarte, foarte bine, dar am zis că vreau să fac încheierea la vlogul ăsta. Așadar, mi-am mai luat aici două fonduri de ten, MAC Studio Fix Fluid. L-am mai avut pe ăsta, doar că acum nu știu cum erau stocurile epuizate din cauza reducerilor. Deci gândiți-vă că am dat 100 de lei pe un fond din ăsta de ten, care în mod normal e undeva 200 sau ceva de genul, așa că eu zic că l-am nimerit super ok la preț. Fundul ăsta de ten mi-a luat în nuanța NC5, care, după cum îl văd, cred că l-am nimerit destul de bine pe tenul meu în momentul de față. Nu pare nici foarte galben,
Așa că sper din suflet să fie ok. Oricum am, oricum nu prea mai erau variante pentru fonduri de ten așa. Pentru tenul meu un pic dacă ar fi bronzat, ce doar ori pentru negrese, ori super super albe sau cu subton roz, portocaliu, și atunci am zis că nu. Și l-am mai luat pe ăsta NC10, nu-i mare diferență între ele, cred că le puteți vedea. Ăsta cred că e un pic mai deschis, da, culmea, deci ăsta mi se pare mai deschis, de ăsta e NC10 și ăsta e NC5. Dar oricum am zis că o să fie super ok, mai ales acum că încă lumea nu e chiar așa bronzată, așa că e ok, plus că eu de obicei le combin, așa că o să-l combin cu alte fonduri de ten care sunt un pic mai închise. Și ceea ce nu-mi place la ele, mă rog, e faptul că n-au pompiță și de fiecare dată trebuie să te chinui să bagi mâna pe acolo după el sau să-l vergi. Dar au și varianta de pompiță, dar n-am mai dat bani acum pe pompița respectivă. Am și uitat, credeți-mă, am uitat total că trebuie să cumpăr treaba aia. Și am mai primit aici o mostră de fond de ten Studio Radiance Face and Body. Acesta, chiar o să-l testez să văd cum e, nu știu ce nuanță mi-au trimis ei. Dar da, nuanță N1. Poate pare ok, dar o să-l testăm noi, nu știu dacă acum, dar o să-l testăm. Așa că asta a fost comanda de la MAC, așa că hai să trecem la următoarea. Și mai am aici încă un colet de la farmacia Tei, în care sunt mai multe produse pentru skincare și multe produse pe care le-am cumpărat. O să vedeți că sunt doar câteva pentru mine și celelalte sunt pentru mami, pentru că urmează ziua ei sâmbătă, în data de 21, și atunci vreau să eu fac cadou o rutină de skincare, ca să zic așa, și am comandat anumite produse și mai rost ceva reduceri, la, de exemplu la apa termală. Și uitați-vă cât de mare am nimerit-o asta la 300 de ml, cealaltă cred că avea 150 sau nu știu, aia mult mai mică, cred că e cam atâtica. Și am găsit-o pe asta la preț de... aia la altă mai mică, cum ar veni, așa că chiar a meritat să iau. Mi-am cumpărat două, una să-i dau la mami și una pentru mine. Apoi am cumpărat din nou crema asta cu factor natural de hidratare cu acid hialuronic, pe care tot v-am arătat-o că se absorbe super bine în piele și că e foarte faină. Așa că i-am cumpărat-o tot ei. Așa arată, cu siguranță știți dacă ați urmărit celălalt videoclip în care v-am arătat rutina mea de skincare, cu siguranță ați văzut-o. Deci crema asta e genială, mi se pare că merge la toate tipurile de ten, pentru că se absorbe super bine în piele și chiar își face treaba. Hai să le pun eu pe astea aici. Apoi am aici niște pachetele, ia hai să le desfac. Am luat aici acid hialuronic, tot așa două bucăți, pentru că mi-am luat și eu mie, pentru că nu mai am foarte mult. Acidul ăsta hialuronic de la The Ordinary cu 2% plus B5. Ăsta mi se pare super bun, deci v-am zis că l-am avut și pe cel de la Revox și sincer nu prea îmi plăcea foarte mult. Așa că ăsta e genial și mi-am luat așa unul mie și unul la mami, că le și pun aici care să le iei. Așa le împachetează pe astea, mă, pe unde le mai pot desface? Ah, ok, văd că am luat un demachiant din ăsta hidratant cu vitamina E. Acesta de la Gerovital, sper să-l folosească sincer, dar mi s-a părut mie destul de drăguț și cu vitamina E, cu acid hialuronic, am zis că poate nu se placă să se facă cu ăla de la CeraVe și pe asta cred că îl poți folosi pe niște dischete din astea de machiante, nu musai, trebuie să te speli pe față efectiv, cu gelul ăla cum era cel de la CeraVe, așa că o să văd dacă o se placă varianta asta. Și mai avem aici două produse, din ce mi-aduc eu aminte. Nu mai știu ce am mai comandat aici, știu că am cumpărat ceva nou. Am luat aici niște produse, unul știți deja și celălalt e ceva nou, pentru că l-am văzut și eu pe YouTube, pentru că tot am căutat rutină, pentru că tot am căutat niște produse pentru ten matur și atunci i-am cumpărat și varianta asta de retinol cu squalan, pe care o folosesc și eu de fiecare dată, care e un fel de ulei de față care are squalan, dar are și retinol în compoziție, tot așa ajută la prevenirea îmbătrânirii, hidratează foarte bine tenul, așa că i-am zis că precis o să îi placă și ei ăsta și ăsta să și-l pună seara. Și am mai găsit o chestie, argilerină, nu știu exact cum se pronunță, habar n-am, dar tot așa zice că ajută pentru tenul matur și blochează cum ar veni liniile astea fine sau în momentul în care zâmbești sau faci anumite cutici, că ajută cumva să blocheze ridurile alea ca să nu se adâncească foarte tare. Nu prea știu ce să vă zic încă despre produsul ăsta, că e prima dată când îl comand și l-am găsit și eu acolo la păreri și pe YouTube și așa mai departe, așa că super curioasă cum... ce face și cum este. Și asta e pe bază de apă.
Așa că cred eu că se poate aplica după rutina normală de skincare, adică după acid hialuronic, apă termală și mai departe. Așa că o să vă țin la curent cu produsul ăsta pentru că chiar sunt curioasă dacă își face treaba. Așadar, cam astea au fost produsele pe care eu le-am comandat, așa că eu vă mulțumesc de vizionare. Sper să nu vă fi transmis starea asta pe care o am acum așa mai reluare, mai nașpa, încă mă simt destul de obosită. Deci efectiv mă simt obosită, cred că ăsta e cuvântul. Așa că eu mă duc să editez, să postez ceva vlog astăzi. Nu cred că îl postez pe ăsta, că n-apuc să-l editez, nu mă simt în stare. O să postez probabil vlogul cu haul-ul de la Shein, pentru că au venit niște produse super, super drăguțe. Așadar, eu vă mulțumesc tare mult de vizionare. Nu uitați de un like și un subscribe la canal dacă v-a plăcut acest videoclip. Vă îmbrățișez, aveți grijă de voi. Pa, pa!